Cunoaște pe Mariana Jura. Putem recunoaște oricând decolteul adânc, un anumit model al rochiei și ochii ei mari. Toate acestea o fac unică și pentru unii criticabilă. Pentru că avem și noi curiozitățile noastre, am mers la ea acasă să vedem ținutele pe care le poartă la concerte și în videoclipuri. Sunt haine diferite, sunt haine și cusute și sunt haine și cumpărate. Eu nu iubesc hainele care sunt foarte, foarte stupate, deci iubesc să fiu decoltată, pentru că poate mă reprezintă ca zodie, căci sunt ultima zi a leului, deci am impresia că mă năduș dacă sunt astupată. O rochie pe care mi-am procurat-o din România. N-am fost niciodată adept acestor rochii care nu accentuează iarăși zic fesele, dar când m-am îmbrăcat în această rochie mi-a plăcut și m-a prins bine la față și am zis că trebuie să încerc și așa un model de rochie. Cred că m-a costat în jur de 3.000 de lei. Cred că așa. Nu pot să zic că este scumpă, dar nici ieftină. Foarte, foarte elegantă și sexy. Vedeți acest decolteu când te îmbraci, așa se arată foarte frumos și acești trandafirași. Din start am vrut să fac fără ei, mai apoi croitoreasa mi-a sugerat că dacă, uite, faci totuși pentru concerte, înainte de anul nou, trebuie să fie ceva mai extravagant. Este o rochie dintr-un magazinaș cu haine, așa, la un preț frumos. Eu am luat-o la reducere, deci era 70% reducere, am luat-o cu 60 de euro. Asta este o rochie pe care în această primăvară tot mi-am procurat-o din Franța, din Cannes. Îmi place nuanța leopard și este așa ca o rochie tunică. Până la vreo 2000 de lei, cred că, cu tot cu stof și cu suc. Aceste rochii atrag privirile publicului și pe la nunți. De exemplu, în această rochie roșie, Mariana a cucerit privirile nuntașilor mai ceva ca o mireasă. Când am intrat la nuntă, pur și simplu eu simțeam că toată lumea se uita, deci rochia era foarte lungă, încălțămintea înaltă, eu slăbisem, am avut așa o cofură deosebită, un machiaj deosebit, deci m-am simțit foarte incomod vreo 2 ore, pentru că toată lumea se uita, nu știu, se uita la mine, se uita la rochie. Da, cred că asta este cea mai scumpă rochie din garderoba mea, aproape de 6.000, 5.700, 5.800. Nu am putut trece cu vederea nici rochia mult criticată cu care Mariana a apărut la festival de film de la Cannes. O rochie viu colorată pe care nu oricine s-ar încumeta să o îmbrace. De ce am ales această rochie? Pentru că am dispus de 2 ore ca să-mi aleg haina pentru festival, deoarece nu eram sigură că voi merge. Mie mi-a plăcut, adică nu, n-am simțit nimic grav în faptul că a fost poate și pestrițată. Și apropo, tot Mariana, uitându-se la niște poze, niște evenimente din România, a zis că a văzut la fel o rochie de genul rochiei mele, chiar a zis că era identică la o interpretă din România. În fiecare an este inclusă în topul celor mai sexy femei din Moldova. Și asta pentru că Mariana își dorește să fie o sex-bombă autohtonă. Iată de ce multe rochii se termină acolo unde încep picioarele. Mariana recunoaște că în ultima vreme formele i s-au mai rotunjit puțin. Noi nu am ratat ocazia să aflăm ce zice cântarul. Astăzi va fi și pentru mine o încercare mare să văd ce greutate am. Doamne, ajută-mă să mă țină cântarul, da? Uitați-vă, 57 de kilograme și 100 de grame. Mariana Jura s-a îngrășat. Ta-da-dam, trebuie să slăbim măcar cu vreo 3 kg. Cred că fără dieta mea, minune cea cu frișcă, nu o să mă descurc.